sačinjena od nekih elemenata koji će ih i igre, kao što je bio onaj futbal na početku sa košarkaškim loptama, da ih polako uvedem, zagrejem i zainteresujem i oni naravno su dobro odradili. Pustio sam ih ono igri 4x4x4 da bez intervencija da gledam njihovo znanje i navike, jer karakter čoveka se najbolje pokaže u situaciji igre. Pentru mine, ca cel mai tânăr antrenor din clubul UBT, este o foarte mare onoare să-l am pe Dușco lângă mine la antrenament, deoarece pe lângă faptul că are vaste cunoștințe în domeniul basketbalistic, el vine cu o nouă mentalitate îndreptată spre muncă și consider că aceasta este singura modalitate să devii un jucător foarte bun. Kada su u pitanju mlađe kategorije, najvažnije je kakvi ti igrači mogu da budu jednog dana, ne kakvi su sad, nego kakva im je perspektiva. To se gleda i po stepenu biološke starosti, gleda se i po nekom smislu za igru i nije mnogo pedagoški nikoga posebno izdvajati, ali ima jedan igrač koji je posebno interesantan i još nekoliko koji će igrati košarku na dobrom nivou. A fost un antrenament bun din punctul meu de vedere, toți băieții și-au dat energia pe teren și am învățat niște lucruri noi de la dânsul. Este o onoare mare pentru mine, mă bucur că pot lucra cu el și pot învăța multe lucruri de la dânsul. A fost un antrenament foarte bun, intens și foarte productiv. M-a ajutat foarte mult. Domnul Vujošević ne-a transmis să nu ne lăsăm, să fim încrezători și să jucăm basket cu capul. Ima nekoliko stvari. Prvo, treba puno raditi na selekciji igrača, da se dovedu oni u kojima sam pričao, znači talentovani igrači, i s obzirom na to da u Rumuniji generalno ima nedostatak visokih igrača, onda su oni posebno dragoceni. Takođe, bilo bi vrlo važno da uz pomoć sponzora i grada da se napravi jedna sala za treninge i prvog tima i mlađih kategorija da bi one mogle da rade više nego što rade ovo, više vremenski. Onda je tre!